Chani, ready? Astăzi suntem la ceas aniversar, să spun așa. Dojo-ul meu, Mirai Dojo, împlinește 5 ani, am plinit 5 ani în toamna aceasta, iar eu personal 10 ani de practică, începând în 2008 să practic Aikido. Conexiune, cu el și rotez barul. Practica se celebrează cel mai bine prin practică. Și l-am invitat pe această ocazie pe sensei Nicolae Mitu, patru dane Hidai Hikai, Dojo Cho la Itsushin Dojo, care are sala în incinta complexului sportiv Yamanoriu, să țin această lecție pentru a nu preda eu și a practica. Cum spuneam, practica e cea mai importantă. Aikido-ul este construit și este făcut pentru pace și nu pentru război. Deși este o artă marțială, Aikido-ul ne aduce împreună și ne învață cum să practicăm împreună. Aikido nu se poate practica singur, decât până la o anumită limită. După această limită, obligatoriu trebuie să fii în conexiune cu un partener. Așa cum am și spus, probabil că ați văzut la începutul antrenamentului, trebuie să avem o conexiune cu colegul nostru, cu partenerul nostru, ca să putem să practicăm. Aici, o sensei a schimbat filozofia din artele marțiale. Până la el, până la Aikido, arta marțială era creată pentru război. Era pentru distrugere, trebuia să-ți omori adversarul, să-l termini, să rezolvi cât mai repede o situație conflictuală. Aikido-ul practicat și creat de o sensei a adus exact acest lucru, o schimbare fantastică în filozofie, și anume am trecut de la a fi adversar pe tatami la a fi parteneri. De la a încerca să ne omorâm unul pe celălalt la a încerca să creștem împreună prin practică. Practicând, devii mai relaxat, mai bucuros, chiar te bucuri de lucrurile mici. Se spune, asta este o filozofie de viață până la urmă, dacă reușești să te bucuri de lucrurile mici, cu siguranță, atunci te vei bucura de lucrurile mari în deplina lor grandoare, ca să spunem așa. Te ajută să ajungi la esență, să simplifici și să ajungi la ceea ce ar trebui să fie, să rămână între tine și partenerul tău, între tine și prietenii tăi, între tine și job, și asta creează o stare de bine extraordinară. Păi, deci despre parteneriat. Da, da. Aikido este despre parteneriat întotdeauna. De armonizare cu tot, pornind de la lucrurile mici până la relațiile interumane și, de ce nu, cu universul, cum îi plăcea lor sensei să spună, dar până acolo este nevoie de multă practică, cum spuneam la începutul acestei discuții. Aikido este unul din sistemele cele mai bune pentru a reuși să ne înțelegem mai bine unii cu ceilalți. Vorbim în general la nivel, dacă vreți, micro, până la nivel macro. Probabil că dacă ar fi mai mulți oameni care ar practica Aikido, relațiile noastre unii cu ceilalți ar fi mult mai bune. Ar fi simplificate, ar fi bazate mai mult pe onestitate. La practică nu poți să minți. Nu poți să spui că, mamă, ce-ți fac eu ție și tu de fapt să nu poți să faci nimic. Sau invers, să zici, domnule, nu, asta nu. Asta merge sau nu merge? Este o chestie simplă. O practicăm împreună și vedem dacă ne este sau nu ne este. Această sinceritate se traduce mai departe în viața de zi cu zi. Dacă reușești să o pui și în viața de zi cu zi, ți-e mult mai simplu.